Una dintre cele mai mari mine de diamante din lume se află în regiunea rusească Iacuția, Siberia. Principala zonă de exploatare a diamantelor funcționează din anul 1955, în apropierea orașului Mirni, iar compania rusă Al Rosa produce 99% din diamantele de pe piața rusească și 25% din cantitatea mondială. Situată în cel mai îndepărtat colț al Siberiei, mina Mir a fost în anii 50 barca de salvare a URSS-ului. Povestea începe așa. Ambiția lui Stalin de a construi URSS-ul sub forma unui uriaș imperiu industrial trebuia susținută de o potrivă cu bani lichizi dar și cu diamante, necesare atât ca resursă financiară, dar și pentru fabricarea diverselor mașinării și ustensile. Astfel, în 1950, geologii ruși trimiși de Stalin în Siberia să caute eventuale surse de diamante au găsit niște roci în apropierea cărora se găsesc de obicei diamante. Continuând, căutările au descoperit Mina Mir, o groapă imensă ce se întinde pe aproape 2 km, care a devenit furnizoarea de diamante necesare pentru construirea Imperiului URSS. Mina Mir și orașul Mirni, așezat la propriu pe marginea prăpastiei, au fost fondate în 1955. Exploatarea minei a fost extrem de dificilă, pentru că temperaturile din Mirni au fost atât de scăzute că era aproape imposibil de săpat în majoritatea lunilor dintr-un an, până și oțelul ceda. Astfel că inginerii sovietici au recurs la măsuri extreme, folosind motoare cu reacție pentru a arde stratul de permafrost, sol înghețat tot timpul anului, ca să poată ajunge la pământul de sub el. În porțiunile prea înghețate au folosit dinamită. De atunci, dat fiind faptul că permafrostul a devenit prea moale pentru a susține clădirile, orașul e sprijinit pe catalige de oțel. De atunci și până în prezent, persistă un mister privitor la diamantele extrase din Minamir, pe care nici comercianții de diamante nu l-au înțeles și care rămâne neelucidat, oricât de mult s-au străduit unii să-l dezlege. Toate aveau aceeași dimensiune și formă și erau numite urși argintii. O altă curiozitate e aceea că elicopterele nu pot zbura deasupra imensei gropi, deoarece forța aerului de dedesubt le-ar putea trage înăuntru. În schimb, aceasta poate fi văzută din spațiu. Din anul 2000, mina este închisă, dar explorarea continuă prin zeci de tuneluri, producând în continuare 2200 de kg de diamante pe an. Mina a fost descoperită de trei geologi ruși, iar exploatarea efectivă a început la un deceniu după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în 55. Potrivit istoricilor, diamantele de aici au ajutat la reconstrucția țării și transformarea Rusiei într-o superputere globală, care să rivalizeze cu SUA în războiul rece. Mina din Siberia e una dintre cele mai dure locuri de extragere a diamantelor din lume. Condițiile meteorologice extreme fac ca viața minerilor de aici să fie extrem de grea. Iernile pot dura până la șapte luni pe an, timp în care temperaturile scad deseori și sub minus 40 de grade Celsius. În anul 2001, activitatea a fost întreruptă definitiv, minerii concentrându-se pe extracția de diamante din subteran. În 2010, o companie de construcții din Rusia a anunțat că va construi un întreg oraș cu polă pe actuala mină după ce aceasta va fi scoasă definitiv din us. Dezvoltarea rapidă a minei îl îngrijorase, pe cel ce deținea compania de Beers, care la acea vreme conducea un cartel ce controla distribuția majorității diamantelor lumii. De Beers a trebuit să cumpere diamante sovietice pentru a controla prețul pieței, și prin urmare a trebuit să știe cât mai mult posibil despre evoluțiile miniere rusești. În anii 1970, în mijlocul unui război rece în Africa de Sud, De Beers a cerut permisiunea de a vizita Minamir. Permisiunea a fost acordată cu condiția ca experții sovietici să viziteze minele de diamante cu De Beers din Africa de Sud, ca un schimb. Executivul de Beers, Sir Philip, și geologul șef Barry au sosit la Moscova în vara anului 76. Au fost întârziați în mod intenționat la Moscova prin aranjarea unei serii de întâlniri și unui banchet fastuos cu geologi sovietici, ingineri și manageri de mine. Când aceștia au ajuns, în cele din urmă, la Minamir, vizele lor erau pe cale să expire, astfel încât să poată sta doar 20 de minute acolo. Chiar și așa, acel scurt timp a fost suficient pentru a obține câteva detalii esențiale. De exemplu, sovieticii nu au folosit deloc apă în timpul procesării minereului, ceea ce a fost uimitor pentru compania de birs. Motivul a fost acela că apa va îngheța în cea mai mare parte a anului, iar în schimb se folosea zdrobirea uscată. De s-a supraestimat de asemenea dimensiunea gropii minei. Kimberlitul este un tip de rocă magmatică care a fost descoperită pentru prima dată în Kimberley, Africa de Sud. Roca se formează în scoarța pământului în interiorul conductelor vulcanice verticale asociate cu injecția intruzivă de magmă din mantaua pământului. Vulcanismul diatrem, erupții profunde, supersonice, extrem de explozive din manta formează formațiuni chimberlite distincte. Formațiunile acestea au tendința de a avea o formă generală de morcov răsturnat, de diguri tubulare și praguri asociate și cratere superficiale la suprafață. Datorită originii magmei, aceste tipuri de roci magmatice pot include diamante și alte incluziuni și xenolite derivate din manta. Kimberlitele și includerea sa se asociază cu diamante foarte rare în întreaga lume. Descoperirea acestuia în Siberia a fost o veste extrem de bine primită pentru Uniunea Sovietică de atunci, mai ales după multe expediții eșuate din anii 40 și 50. Prima descoperire a formațiunii a fost făcută în 54. Partidul de guvernământ sovietic de atunci a fost deosebit de mulțumit de echipă și a acordat lui Yuri Kabardin extrem de râvnitul și recent reinstalat premiul Lenin din 1957. Acest premiu a fost unul dintre premiile de rang înalt ale Uniunii Sovietice. Acest depozit de kimberlite încărcat cu diamante nu ar fi putut veni într-un moment mai bun pentru Uniunea Sovietică. URSS a fost profund atacată de ravagile celui de-al doilea război mondial, iar economia lor era practic în ruină. La momentul descoperirii zăcămintelor, economia se îmbunătățise puțin datorită războiului și a programelor postbelice, de multe ori greșite ale Partidului Socialist aflat la guvernare. Acestea au inclus, dar nu s-au limitat la prioritizarea industriei în fața agriculturii și reprimarea dura a populației în general. Resursele de pesit s-ar dovedi neprețuite pentru reconstrucția statului. Cu toate acestea, construirea operațiunii miniere nu a fost o sarcină ușoară în Mirni. În primul rând, condițiile meteorologice din zonă au fost foarte dure. Unul din diamantele găsite acolo Bate recordul de cel mai mare diamant la Congresul al 26-lea al Partidului Comunist, fiind extras în decembrie 1980. Acesta este în continuare cel mai mare diamant ca bijuterie găsit vreodată în Rusia și unul dintre cele mai mari diamante găsite vreodată în lume. În prezent, este ținut în fondul rus de diamante de la Kremlin. Operațiunile miniere au fost oprite pentru scurt timp în anii 90 după ce fundul gropii a fost inundat. Estimările valorii de producție pe parcursul vieții minei, valoarea totală de piață a tuturor diamantelor extrase e de aproximativ 13 miliarde de lire sterline.